Bun găsit, doamnelor, domnilor, 100% cu explicațiile necesare pentru acea sintagmă pe care vă repet așa de nebun ce sunt, că vă spun ceea ce e dincolo de știri. Ei bine, în urmă cu câteva zeci de secunde, Gabriela Firea anunță, frate, că va fi o ședință extrem de importantă în laboratoarele PSD. Îl așteaptă, evident, pe domnul Ciolacu ca să decidă soarta domnului Cârstoiu, dragilor. Deci, până la urmă, toate mesajele la care veneau pe punctaj de partid, toți domnule, știți, candidat, ea nu merge până și Cârstoiu. S-a dus el pe la niște televiziuni de-astea cu zero rating ca să zică ce? O, păi ce, că eu merg mai departe. Băi, stai așa că nu te-a întrebat nimeni. Boss, te-ai uitat în sondaje? Anul alea în care ești un flac, că n-are niciun fel de relevanță. Problema este că, mai în glumă, mai în serios, în urmă cu ceva timp, prostul ăsta care e în fața dumneavoastră a spus că lucrurile nu stau chiar așa și că totul face parte dintr-un plan bine pus la punct. Ei, pare să că iar am dreptate, cum am avut de multe ori dreptate vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și n-aș vrea să mă împăunesc, că nu-i fi eu vreo mama omida a ghicitului în cafeneaua politică. Bă, dar parcă acțiunile sunt previzibile, că nu există adjectiv. Și dacă sunt previzibile, n-ai mă cum să le vezi, știi? Că de-aia vin eu și vă spun, ca de obicei, ceea ce e dincolo de știri. Răstim, cum spunea Șeherezada, lumea merge mai departe. Încotro merge lumea, nu știu. Și apropo de încotro, mi-am adus aminte de unul din cele mai tembele denumiri de emisiuni TV. Da? Economia încotro. Poliția încotro, încotro toate alea. Băi, deci mai răsfirați, băieți. Azi nu vă mai împui capul cu aia care se înculță în cap și spuși acolo pe lângă unii sau alții candidați ca să le mai pot să-i încurce. Nu știu cum Dumnezeu reușesc asta, dar vă spun doar atât, că o să avem o emisiune în care o să discutăm niște lucruri destul de interesante. Și bineînțeles că o să mergem cât de curând și în transmisiuni speciale. Monica Tatoiu cu noi, nu mai dăm bambur, Ramona, cu noi, să rămână doamna Tatoiu. Bună ziua! Nicolae Vlahu, reprezentant AUR în studio cu noi, bun găsit! Bună ziua! Mircea Enstoian, jurnalist. Bine v-am găsit! Dreapta Unită, reprezentată de Horia Grigorescu. Bună ziua, Laurențiu! Liberalii, în Skype, Mario De Mezzo, ar trebui să fie, dacă nu este, îl salutăm când ne aude. Long time no see, long time no see, Mario De Mezzo, bun găsit. O să mergem, doamnelor și domnilor, într-un sector din capitală, pentru că a ieșit scandal. Păi nu avea cum să nu iasă scandal. Vorbim de campanie de strângere de semnături, unii spun că autorizația a expirat, alții spun că din potrivă. De ce? O să aflați imediat. Priviți imaginile întâi. Cine sunteți? Domnișoară, vă rog frumos, lăsați-mă să trec. Dar nu trebuie să aveți o reacție. De ce vă acuză de acest lucru? Sunteți din partea primăriei sau de la poliția locală? Dar de ce vă acuză oamenii aceștia? De ce nu răspundeți? Nu trebuie să aveți o reacție? Cine te pune să le iei? Cine ești tu? Unde lucrezi? Că da, voi ne dați afară din cortul nostru. Unde lucrezi? Unde lucrezi? Cine a venit să faceți afară? Dacă ce faci tu acum este furt. Și distruge. Te duci pentru nevoiță la pușcărie. Este vorba despre faptul că a fost montat fără a deține aviz de... Și le-ați prezentat o decizie de la primărie? Deci pentru mai multe documente faceți solicitare la primărie. Păi, dar le-ați prezentat o decizie? Nu suntem obligați să le comunicăm o decizie. Colega mea, Alexia Ditkov, este acolo, alături de Mihai Enache, candidatul la AUR la primăria Capitalei. Bun găsit, Alexia, s-au mai liniștit spiritele sau tot există inflamare?
Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Laurențiu. Pentru moment s-au liniștit spiritele, însă perioada de precampanie vine cu un tumult și cu agitație între partide. Au fost ridicate deja anumite corturi ale Partidului Aur și chiar unele dintre ele vandalizate, precum este unul din spatele meu. Mă aflu alături de domnul Enache, candidatul Aur la Primăria Capitalei. Domnule Enache, de la ce a pornit totul astăzi cu cortul de campanie și mai ales de la cine credeți că este acest ordin, fiindcă ați spus că este un ordin politic? Bună ziua! Ne-am trezit pur și simplu cu niște cetățeni în civil, cu un singur domn care s-a legitimat ca reprezentant al Poliției Locale Sectorul 3, care fără să ne arate nicio dovadă scrisă, să nu invoce nici vreo dispoziție verbală, au spus că au ordin să ridice acel cort de la piața Râmnicu Sărat. Nu ne-au spus, am insistat și de față cu dumneavoastră, să ne spună cine i-a pus să ridice acest cort. Este amplasat de aproape 2 luni cu aviz de amplasament, vi l-am arătat puțin mai devreme, valabil până pe 30 aprilie, însă au invocat că l-am montat cu câteva ore înainte să intre în vigoare pe data de 11, deși valabilitatea avizului era cu 1 martie 2024. Au mai fost alte corturi ale partidului dumneavoastră ridicate sau vandalizate în București? Nu au fost ridicate până acum decât acest cort de la Râmnicu Sărat, însă ne confruntăm cu o hărțuire pur și simplu, cum este și în spatele meu. Ne sunt tăiate bannerele de pe diverse corturi și în sectorul 3, și în sectorul 2, și în sectorul 6, și în sectorul 1. Sunt vandalizate, scrise cu spray-ul, sau furate pur și simplu cu totul bannerele. Vadă și oamenii de acasă, telespectatorii, dar pe lângă paguba materială, spuneați dumneavoastră că vă împiedică cineva să strângeți aceste semnături pentru alegerile din 9 iunie, pentru cele locale. Noi aveam o acțiune de strângere a semnăturilor necesare. Era dimineața, ați anunțat-o. Da, aveam o doamnă care stătea de dimineață acolo singură, noi trebuia să venim mai mulți la ora 12:30, pe la 11 au venit primii polițiști locali, cred că erau în civil, să o anunțe pe doamna să se ridice pentru că trebuie să îi ridice cortul. Doamna ne-a anunțat și pe mine și pe candidatul nostru de la sectorul din sectorul 3, Alexandru Marconiță. Am venit acolo, însă nu ni s-a arătat niciun act. Noi am pus în față avizul de amplasament. Nu am avut cu cine să discutăm, după cum ați văzut. Și cine credeți că până la urmă vă face rău? Problema cu acel cort a apărut de când am pus bannere cu domnitorii, cu apărătorii patriei române, imaginea noastră de campanie pentru alegerile europarlamentare, pentru că până acum nu ni s-a transmis că este ceva în neregulă. Ne confruntăm la nivelul Bucureștiului și la nivelul țării cu refuzuri din partea celor care dețin mijloace de afișaj pentru această grafică cu domnitorii. Probabil este un ordin direct al domnului Ciolacu. Aveți dovezi în acest sens? Nu avem, dar este singura deducție logică pe care o putem avea. Din moment ce am stat o lună de zile și de când am pus acele bannere, au apărut și problemele. Dacă acum în precampanie sunt aceste probleme, dar în campania electorală pentru alegerile locale, europarlamentare, prezidențiale și până la urmă parlamentare, vă așteptați la astfel de probleme care se pot agrava? Ne așteptăm, pentru că ei dețin toate instituțiile, au trimis niște muncitori care nu știam unde sunt angajați, poliția locală a refuzat să îi legitimeze, să ne explice cine sunt acei oameni, controlează poliția locală, controlează orice instituție, au la corturi oameni care sunt funcționari în diverse instituții și îi folosesc în timpul campaniei electorale. Da, mulțumesc. Într-adevăr, situația până în aceste momente s-a calmat, dar vom vedea cum va evolua pe parcursul campaniei electorale, fiindcă se anunță o campanie cu foarte mult tumult. Mulțumesc, Alexia, pentru relatare. Într-adevăr, ceea ce am constatat, iarăși mă laud, în urmă cu mult timp, e adevărat. Caragiale, frate, e contemporan cu noi, vă spun eu. Nenea Iancu n-a murit și acum culege de peste tot din România, culege material pentru ceea ce ne va face să râdem peste mult timp. Nu ne face să râdem, în schimb, o înregistrare care a fost mulsă pe surse dintr-o ședință secretă a PNL. Un fost premier, doamnelor și domnilor, îl face praf pe medicul Cârstoiu, candidatul coaliției la primăria generală. Despre cine este vorba? Teodor Stolojan. E un tragă ciupercăraie.
de așa zise clinici și genul ăsta de alte unități în care pur și simplu actele medicale care nu presupun cheltuieli mari sunt îndreptate spre aceste clinici private, iar actele medicale care presupun cheltuieli mari de sănătate sunt îndreptate spre spitalele de stat. Deci, după părerea mea, dacă domnul doctor nu iese în zilele următoare să clarifice foarte limpede toate aceste probleme, va fi ciuca de bătaie a întregii campanii electorale și asta va fi concentrarea la nivelul întregii țări. Deja vedem ce se întâmplă cu faptul că el întârzie să-și clarifice aceste probleme. Și impactul va fi negativ nu numai pentru București. Iar domnul Cristoiu chiar întârzie să clarifice problemele, se duce și a ieșit, mă rog, la posturi de televiziune, la ore de-astea abscunse, unde nu-l vede nimeni, îmi pare rău, dragi colegi, să ne explice că nu. Și atât. Dar fără a face o conferință de presă, așa cum i s-a cerut până la urmă și de domnul Ciolacu și de domnul Ciucă. Cursă la în urma discuțiilor cu domnul Marcel Ciolacu. Eu sunt candidatul Alianței PSD-PNL. Aceasta a fost discuția finală a întâlnirii pe care am avut-o acum două zile. Cumva e ciudat că acolo e o întâlnire între oameni serioși și cumva e ciudat să discutăm pe surse. Eu nu prea discut pe surse, eu discut pe realitate. Realitatea zilei este că sunt candidatul coaliției PSD-PNL. Simt susținerea liderilor Alianței și mai mult de atât, eu cred că trebuie să o spun răspicat. Nu îmi pun problema să mă retrag. Sunt cele mai recente declarații ale candidatului Cătălin Cârstoiu, care susține că nu există în plan varianta retragerii din cursa pentru primăria capitalei. Deși spune că premierul Marcel Ciolacu l-a adus în cursă și a avut chiar discuții cu acesta, președintele PSD susține că nu a avut nicio discuție cu Cârstoiu despre retragere după izbucnirea scandalului de incompatibilitate. Nu am avut această discuție nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cătălin Cârstoiu de retragere. Am avut discuții în coaliție, cum și dumneavoastră aveți în redacții, privind anumite lucruri sesizate, e normal că am avut aceste discuții cu staffurile tehnice și cu oamenii politici din coaliție. Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzații. După ce iau în calcul că domnul Cătălin Cristoiu trebuie să iasă în spațiu public, în fața presei, în fața dumneavoastră și să explice toate aceste acuzații. De altfel, propunerea ca doctorul Cătălin Cârstoiu să fie candidat comun al Alianței PSD-PNL i-a luat prin surprindere pe liberali. Rareș Bogdan, spre exemplu, nu s-a abținut nicio secundă și a lansat atacuri subtile la adresa acestuia. Eu nu-l cunosc pe domnul acesta. Am primit numele lui de vreo 80-90 de ori în câteva ore de la diverse colegi jurnaliști sau colegi din partid care mă întreabă: domnule, mergeți cu Cristoiu? Nu, domnule, Cristoiu, nu-i Cristoiu. Păi știți că e doctor, domnule, n-am avut probleme. Ce face el? E doctor de dinți, nu de dinți, de genunchi. N-am avut probleme cu genunchii, din fericire, încă mă țin genunchii. Dar zic, ce face? Unde? Eu nu știu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Tot mai multe voci din cele două partide susțin însă că PSD și PNL ar putea avea un nou candidat până să ajungă cu foaia semnată la biroul electoral. Întrebat ce părere are despre candidatura lui Cătălin Cârstoiu, Iohannis susține că este problema liderilor coaliției. Aș vrea să mă exprim despre listele de candidați sau posibil candidați. Asta este treaba coaliției. Da! Și tocmai v-am anunțat la începutul emisiunii că doamna Firea anunță o ședință crucială în ceea ce îl privește pe domnul Cârstoiu. Ni s-a alăturat și deputatul PSD, Gabriel Zeta, ca să avem configurația politică. Și acum hai să discutăm pe principiu cine a nins să strângă, fraților. L-ați asumat, domnule Zeta, pe domnul Cârstoiu? Voi cei de la PSD, că voi sunteți aia care vreți să-l retrageți. Bună ziua, vă mulțumesc că v-ați.
Și întrebarea și a căzut domnul, a, e bine. Mai dați un telefon, doamna Tatoiu. Eu l-am auzit pe domnul Cârstoiu, că eu am stat aseară, eu sunt masochistă. Dar tot pe emisiunea. El a tot timpul a spus, a fost propunerea PSD. Domnul Zetea, care nu le răspunde la telefon, el zice că nu PSD-ul, că PNL-ul a... Adică în momentul în care aruncă mingea de la unul la altul, înseamnă că e nasol. Dar domnul Cârstoiu, în capul lui s-a spus că el poate să repete Băsescu 2024. Primărie și formă candidatura la mai sus. Stați așa, domnul Zetea, l-a asumat pe domnul Cârstoiu? Sau nu l-a asumat? Da, că tot voi vreți să-l dați afară. De dacă îmi dai punctaj de partid, Gabriel Zetea, nu pot. Sunt și eu aici. Da, mă cunoașteți foarte bine, știți că nu sunt genul să vă dau punctaje de partid. Există, într-adevăr, în Partidul Social Democrat, reticențe și au existat la momentul în care a fost aprobată până la urmă de către coaliție candidatura domnului Cârstoiu. Partidul Social Democrat a spus încă de atunci, va fi extrem de dificil ca o persoană cu o notorietate... Fără notorietate. Da, trebuie să poată fie impusă ca și candidat și să ne obținem împreună trenul pe care ne dorim, aceea de a câștiga alegerile. Dar odată ce până la urmă s-a hotărât, s-a luat această decizie, coaliția să poată să meargă înainte, pentru că, nu știu, din partea PNL-ului nu s-a dorit candidatura Gabrielei Firea sau primarilor de sector, din partea Partidului Social Democrat, deși erau de departe dintre oamenii politici măsurați de către sondajele de opinie, erau oamenii cu cea mai mare notorietate, credibilitate și încredere în rândul bucureștenilor. Atunci, odată ce a luat această hotărâre, mergem înainte. Dar, nu, domnul Zetea, nu vă așteptați ca această decizie să vă afecteze și scorul la europarlamentare? Ăla de 17, adică mai puțin de acum. Ok. Sondaje de opinie, coaliția PSD-PNL are în continuare și în București scoruri... importante, mult peste 40%. Oamenii au încredere în această construcție, dar sigur campania pentru primari e diferită. Domnul Zetea, dacă Mircea Stoianțin, dacă veți pierde Bucureștiul, pierdeți câteva zeci, dacă nu peste 100.000 de voturi. Bucureștiul este unul dintre cele mai bune hârtii de turnesol politice. În momentul în care alianța PSD-PNL pierde Bucureștiul în favoarea, nu mă interesează, al lui Nicușor Dan sau al lui Piedone, dovedește nu numai slăbiciune politică, ci și slăbiciune organizatorică. Credeți-mă. Bun, Mario Demețo, e serviciu contra serviciu acum, adică nu știu cine l-a adus pe domnul Cârstoiu, nu o să aflăm niciodată, deși știm că a spus domnul Cârstoiu că l-a adus PSD-ul exact. Acum. Dar e serviciu contra serviciu, nu? Adică domnul Ciolacu scapă de doamna Firea, adică a scăpat de candidatura la primărie. Voi, nu știu, la voi cum se vede toată povestea asta? Că... Știi de ce zic, Mario Demețo? Că eu n-am cum să-mi interesez spectatorii. În momentul în care nu faceți ceva ca un candidat acceptat de voi să câștige primăria generală, cele două partide, și mă refer aici la liderii celor două partide, o să aibă mari probleme în propriile partide. Ciolacu mai mult decât celălalt. Sunt de acord că primăria generală ar trebui câștigată de această alianță, în primul rând. În al doilea rând, vezi, tu ai zis serviciu contra serviciu, dar la PNL n-ai mai știut să zici care e serviciu. Dacă tu n-ai știut... Păi încercam să aflu, Mario. Eu știu, dar n-am voie să zic. Dacă tu nu știi atunci, care ești atât de bine informat și le știi pe toate atât de bine și nu zic ironic, chiar ne zic am ironic. Am văzut ironia, am sesizat-o, da. Atunci cu atât mai mult nu știu. Iar în ceea ce îl privește pe domnul Cârstoiu, indiferent cine ce spune, în momentul în care omul vine și spune, domnule, eu sunt propunerea PSD, eu mă gândesc că el știe cine a venit la el primul, cine i-a zis, hai să vorbim, cine i-a zis, hai să fii candidatul nostru. Liberalii au tras alături de domnul Cârstoiu. Eu nu știu de ce ți se pare ție altfel. L-am văzut pe Tianu Burduja, am văzut pe Monica Anisie, l-am văzut pe Andrei Baciu de la sectorul 3, cred că este Baciu, da, Andrei.
Am văzut liderii de sector alături de domnul Cârstoiu, am văzut mulțime de PNL în spatele domnului Cârstoiu, fără să spun că PSD n-a tras. Dimpotrivă, am tras împreună în București. Dar liderii Partidului Național Liberal sunt alături în acest proiect. Ce se va întâmpla? Deocamdată. Stai o secundă, Mario. Trebuie să răspundă. Da, doamna Tatoiu. Băi, eu te întreb ceva, că noi cunoaștem. Băi, tu cu Anisie vrei să sprijin pe Cârstoiu care are devenit de probleme? Cu doamna Anisie aia de la educație, da? Care o fie lider acolo. Voi n-aveți oameni cu Burduja, care acum a ieșit scandalul cu energia. Păi, dacă tu ai probleme cu un candidat și îl pui în brațele unora care se clatină în încredere, ce aștepți? Băi, chiar doamna credeți Tatăriu, că nu se vede? Doamna Tatăriu, eu am dat exemplu de câțiva președinți de filială din București pe care eu i-am văzut în aceste imagini alături de domnul Cârstoiu, împreună cu mulți alți liberali. Ca răspuns la întrebarea lui Laurențiu că liberalii nu prea trag în acest proiect. Mie mi se pare că trag. Eu n-am spus asta, Doamne ferește. N-am spus asta. Eu am spus ceva de serviciu contra serviciu. Dacă nu înțelegeți, dau eu un mesaj la pauză ca să știi despre ce e vorba. Așa? Că sunt lucruri care pot fi spuse și lucruri care nu pot fi spuse pentru că nu am siguranța că... Dar așa, după mintea mea aia proastă, cam îmi dau seama. Hai să mai vedem ceva și să și comentăm. În timp ce domnul Cârstoiu, candidatul Alianței, se clatină și este așteptat să clarifice niște lucruri, bă, Cristian Popescu Piedone își face campanie cu știe el mai bine. Acum pe trambulină. Imaginile sunt delicioase, de-aia am și zis să le dăm la televizor, că rar vedem așa ceva. Ia. Yeah. Opa, cuța, cuța. Dacă mă ține în regulă, mă. Opa, cuța, cuța. Dacă mă ține în regulă, mă. Da, deci ca să vedeți ce frumoasă este viața câteodată. Ce facem, Horia Grigorescu? La voi e clar, voi mergeți cu Nicușor Dan, e bătută în cuie, da? Mai departe e, uite, Cârstoiu nu-i Cârstoiu, ce ne facem cu domnia sa? Gabi Firea anunță o ședință specială, l-așteaptă și pe domnul Ciolacu să întoarcă din Qatar și să vadă coaliția ea cum se va întâmpla. Există parcă niște special... variante de backup, există vreo 3 scenarii mari și late. Din aceste scenarii eu văd un singur lucru în momentul de față, că va fi o bătălie extrem de înverșunată. Parcă special de fiecare dată când vin la tine în emisiune, Laurențiu, îmi ridici minge la fileu cu activitatea de campanie a domnului Piedone. Eu simt în felul următor campania electorală. E o campanie electorală pe care locuitorii acestui oraș, peste 2 milioane de locuitori, aveau dreptul să asculte niște planuri, niște proiecte și niște dezbateri între candidații care vin din partea diverselor forțe politice. Fie că este primarul în funcție Nicușor Dan, pe care îl susținem, fie că sunt cei de la PSD-PNL cu acest domn pe care l-au prezentat pe ultima 100 de metri, fie că este domnul Piedone și așa mai departe. Din păcate, bucureștenii astăzi nu au ocazia să asculte planuri de viitor pentru orașul în care locuiesc, bune, rele, realizabile, futuriste, cuantificabile în bani, toate lucrurile acestea lipsesc, din păcate, astăzi. Nicușor Dan face apel la lucrurile astea de multe ori, dar nu face audiență când spune vreau să discutăm despre cum o să facem sau nu termoficarea în București sau o să facem liniile de tramvai sau o să facem... Vedem v-aș la dezbatere televizată, okay. Hai, că da. Nu o să vină nici... Păi nu, da, Nicușor nu trece să nici ce Dumnezeu! Bânduiți aici, trece, nu trece, nu știu, dar cu siguranță nu s-ar ascunde de o dezbatere referitoare la proiect. Trecem peste că nu vreau să monopolizez aici, să pară că fac doar un laudațiu cu privire la Nicușor Dan. Mm-hmm. Este o perioadă în care bucureștenii însă, asta e o realitate, n-au ocazia să cântărească proiecte. Au ocazia să cântărească personalități, au ocazia să cântărească emoții și sunt asaltați de dezbaterea PSD-PNL cu privire la Cârstoiu. Chiar nu cred că interesează până la urmă pe bucureșteni dacă au făcut un blat, dacă Ciolacu și Ciuc au vrut să arunce pe cineva care să nu fie un contender în interiorul celor două partide, să le ia partidul ulterior, dacă e un sprijin mascat al PSD-ului pentru Piedone și l-au pus ca om de paie în față pe Piedone, dacă peneliștii și-au luat țeapă și nu mai au timp acum să aducă pe Burduja înapoi ca și candidat la primar, nu contează. Toate lucrurile astea, vedeți, numai simplu fapt că începem să despicăm firul în
14.000 de variante. Mai facem emisiune, frate, că nu ne mai interesează, mă. Păi eu trebuie să-i explic, băi, oamenii zăpăciți, mă. Oamenii au două mari probleme, da? Când mă opresc pe stradă și mă opresc, mă, nu mă lasă. Nu mă lasă. Cei 60 plus, când îmi calculez pensia, așa, ce așa, dom'le, dar noi cu cine? Ce să vă spun eu, mă, Trăivar, familia voastră? Stați așa. Ca alianța funcționează. Vedeți, ea se întâlnește la București, funcționează, spunea și Mario și domnul Zetea, că îi trag deocamdată, avem un candidat. Băi, în teritoriu, anaibii alianță nu mai funcționează. Gabriel Zetea, de față prin telefon, da? A sărit la gâtul lui Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, PNL, da? Și l-a acuzat. De ce l-ați acuzat, domnul Zetea? Ia explicați-ne. Da, așa cum a zis și de astăzi, coaliția funcționează și a funcționat. Doar la București nu s-a pus niciodată problema ca în teritoriu să fie alianțe locale între PSD și PNL sau acolo unde sunt excepții foarte rare de la regulă. N-am sărit la gâtul lui Ionel Bogdan, președintele Partidului Național Liberal și a Consiliului Județean, că nu cred că ăsta e rolul nostru de a ne război prin declarații politice, dar trebuie să semnalizăm. A fost o metaforă. Și s-a arătat până la urmă că utilizarea fondurilor publice, a banilor publice, a unui consiliu județean, de exemplu, nu se poate face în campanie electorală într-un mod partidic. Iar ieri Consiliul Județean Maramureș a fost convocat de către domnul Ionel Bogdan în ședință de îndată și l-aveți pe domnul Demețo, cred, în emisiune și știe că o astfel de ședință convocată de îndată trebuie să aibă niște temeiuri juridice destul de bine explicate până la urmă. Deci, da, ședința a fost convocată pentru a aloca banii către primării, către administrații locale, către fiecare comunitate în parte. Iar banii au fost alocați, și o să vă citesc foarte scurt ca să înțelegeți, exclusiv pe criterii politice, lucru care este total inacceptabil. Adică primăriile Partidului Național Liberal, de exemplu de orașe din județul Maramureș, au primit 1.250.000 de lei sau 1.000.000 de lei, iar primăriile Partidului Social Democrat, adică toate celelalte și oricum mult mai multe, au primit 250.000 de lei. Adică s-a făcut o diferență atât de mare între nevoia de bani pentru funcționare a fiecărei primării, încât este strigător la cer. Niciodată în istoria democratică a județului Maramureș de 30 de ani, din 1992, de când s-a înființat Consiliul Județean Maramureș, nimeni nu și-a permis să împartă maramureșenii între maramureșeni liberali, care sunt buni peneliști și care primesc bani, și între maramureșeni de la celelalte partide care nu sunt buni pentru că nu sunt prietenii Partidului Național Liberal. Lucrurile astea trebuie să înceteze. Înțelegem, ne batem în campaniile electorale, fiecare cu argumentele lui. Dar administrație, nevoia de dezvoltare a fiecărui om nu ține de... Am înțeles, Gabriel Zeta. Hai să-i dăm lui Mario Demețo replica, nu de alta. Ionel Bogdan nu poate intra, dar uite, rog pe Mario să-și apere colegul dacă e ceva de apărat, pentru că chestia asta, Mario, i-a mai întâlnit-o de-a lungul timpului. Acum nu știu pe ce considerente, dar uite, asta e acuzația colegului de coaliție. Eu sunt convins că Ionel Bogdan a luat deciziile în interesul județului, însă unde sunt de acord cu domnul Zeta este că, deși avem o coaliție la nivel guvernamental, la nivel local, cu siguranță această coaliție nu este dorită nici de liderii PNL, nici de liderii PSD, după cum am văzut la domnul Zeta. La mine, la Slatina, pot să-ți spun că este probabil cel mai crunt război din țară între PNL și PSD, de 8 luni jumate de mask corupția, jafurile și disprețul unei administrații PSD incompetente la adresa locuitorilor municipiului Slatina, de exemplu. Dacă treci prin Slatina, ai să constați că drumurile arată mai rău decât cele bombardate din Ucraina. Ai să constați că apa de la robinet este cea mai scumpă apă din țară. Și avem una dintre cele mai proaste infrastructuri din toate punctele de vedere. Primarii incompetenți trebuie să plece acasă. Ăsta este lucru pe care îl spun, iar oamenii de data aceasta cred că mai mult decât în alte dăți vor putea vota nu ca înainte să aleagă răul mai mic, ci vor putea vota de data aceasta să aleagă un primar care să facă ceva. Bine, Mario, am înțeles chestia asta. Domnul Zeta, dar n-ați făcut blat la Maramureș? Că domnul Ionel Bogdan candidează la primărie și dumneavoastră veți candida la Consiliul Județean. N-a fost așa un fel de blăteanu?
Nu, absolut deloc. Uite, Ionel Bogdan atât de mult îl interesează municipiul Baia Mare, la care candidează acum fugind de la Consiliul Județean și din fața Maramureșului. Da, că nu mai e. Domnul Vlahu, ziceți dumneavoastră ceva în emisiunea asta, nu de altă. Păi ce să zic, sunt uimit că PCR-ul ăsta de comasați ai României tot încearcă aceleași metehne. Ei cred că dacă s-au aliat, s-au comasat, când spunea cineva mai devreme că vor să împartă Maramureșul. Păi ei au împărțit țara. Și acum există probleme tot între ei că își împart Maramureșul. Este o ipocrizie. Ata tot pot să spun. Dar întrebarea mea este, de ce ipocriții ăștia își găsesc cuiburi ca și berzele la dumneavoastră în partid? În teritoriu. În teritoriu, în aură, adică păi, ipocriții ăștia de care da, vorbesc da, eu sunt că nu, sunt, nu s-au născut în spuma mării. Sunt veniți din această spumă. Afrodita, ca să fie lumea așa. Da, dar vă asigur că sunt de ce-i foarte primiți? Mulți oameni noi nu, și care nu au mai făcut politică și eu sunt unul dintre aceștia. Nu. Așa, eu vorbesc la nivelul țării. Asta unde e? Din Constanța sunt eu. Ce aveți, doamnă, cu Constanța? Eu sunt, știu, Constanța bine. La Constanța, bine. Leganța, cu Constanța, Constanța și Timișoara o știu. Lăsați deci, că să arvez eu nu-i acum, judecați pe ei. Ba, bineînțeles că poți să-i judec, că ei au fost Isus, acolo de 34 de ani, doamnă. Suntem în Marele Post, da? Nu ridica piatra dacă nu ești și tu în aceeași situație. Asta vă rog. Ideea este că nu am fost niciodată în situația de a... Nu dumneavoastră, conduce. Partidul Aur. Că Partidul Aur este deci, de 4 ani. Partidul Aur primește... Din ăștia care sunt acolo, de-i criticați care nu noastră. Mai au loc când au loc. Exact. Hai, o să luăm publicitatea, hai că am aruncat prosopul scopă domnul Vlahu din chiurile doamnei Tatoiu, dar o să vorbim despre o altă doamnă pe care eu am asemuit-o cu Ioana Darcă, că l-are pe un cal alb în armură, frate, și nu știe dacă e vie sau e doar așa să sperie precum sidul adversarii politici. Laura Codruța Chioveși și-a trimis procuror european tocmai la Botoșani, frate. De ce? Păi să ancheteze. Ce să ancheteze, aflați după publicitate. Deci faptele s-au petrecut în perioada 2018-2021. Suntem în 2024. Băi, pe cale logică așa, noi am difuzat de două săptămâni deja o înregistrare cu doamna Clotilde Armand, care face trafic de influență, un flagrant mai flagrant decât oricare flagrant. Da? Deci cumva, 2022, peste vreo 3 ani, prin 2027 încolo, să se miște oare statul român. Da, doamna Tatoiu, asistența socială acolo e o problemă. Să știți că chestia asta cu finanțarea locurilor de muncă pentru tineri cu bani europeni o știu de vreo 10 ani de zile. Și campion la chestia asta sunt italienii. Ca, nu știu dacă știți, Italia acum este sub presiunea parchetului european pentru că s-au jucat cu PNRR-ul de... îi bagă pe toți la zdup. Problema e următoarea. De ce acum?
De ce acum aflăm de Cârstoiu că o agenție de integritate nu și-a făcut treaba? De ce acum? Pentru că administrația este impotentă operațional. Da? Și atunci, când se vede cel mai bine impotența? În perioada de campanie electorală, când nu mai poți să ascunzi mizeria sub preș, că pute de la vânzoleală. Și atunci găsesc dosare. Stați să vedeți până în 9 iunie ce o să mai vedeți. Da? Pentru că toată lumea fură România, că altfel nu poți să trăiești. Că așa e făcută legea. Îmi asum ce spun. Și dosarele sunt arme de distrugere masă în campanie electorală. Dar sau nu de spălare de bani până la urmă. Păi da, ce vrei? De ce te duci să fii primar? Da, ideea este ca să binele cetățenilor. De ce, cum să spun, prezența parchetului european în România, pospeță care mie mi se pare de domeniu, sau mă rog, care ar putea să facă parte din domeniul parchetului general, care nu prea ar avea cu... Hai, mă rog, cu fondul sunt bani europeni. Ok, sunt bani europeni. Sunt bani dar europeni. Asta înseamnă că parchetul general nu e capabil. Direcția Națională Anticorupție nu e capabilă. Deci vă mai dau un exemplu. E vorba de falimentul Euroins și... Da, da, da. Și cum zice ăilalți? City Insurance. Unde parchetul general, Direcția Națională Anticorupție a dat neîncepere. Da? Iar banii urmează să-i plătească, să intre contribuție în compoziția RCA. E vorba au de intrat vreo 3, s-au intrat. E vorba 30 de și ceva de lei pentru fiecare posesor de autovehicul. 1,3 miliarde de euro pe care îi plătim noi, în loc să-i plătească cei vinovați. Da, una e adică parchetul european al Laurei Codruța. Dar nu era, și acolo nu era vorba de bani europeni. Păi nu era vorba de bani europeni. Sunt bani europeni. Bani europeni sunt. Deci bani europeni sunt și în investiții. De ce doamna Codruța Kövesi nu bagă în investigații și celelalte sezizări de corupție? Că sunt o grămadă. E foarte ocupată. Păi... Tocmai a preluat dosarul madame Ursula, pe care trebuie să-l spele. E muncește. Da, e adevărat. Deci muncește, eu vă dau de pe acum, nu pot să, poate să zică cineva că mă antepronunț. În cazul doamnei Ursula von der Leyen, soluția va fi neînceperea urmăririi evident. Penale. Evident. Deci, neînceperea urmăririi deci, penale va dublă fi măsură, și în cazul lui Câțu. O spun acum, emisiunea rămâne înregistrată și o vom da la momentul respectiv. Pot să spun și eu acum ceva foarte, foarte important, da? După publicitate, că o luăm acum pe publicitate, o să vorbim despre Joana, care a ajuns la concluzia că trebuie să se prezinte publicului din România ca un politician sătul scârbit de corupție și care, dacă va fi votat președinte în cazul în care va candida, va rezolva această problemă, uitând însă că și domnia sa are schelet în dulap cât casa. Revenim în câteva minute, vedeți despre ce e vorba. Pe pagina oficială de campanie, Mircea Joană este prezentat drept un luptător împotriva corupției. Să ne unim împotriva lor și pentru un președinte independent, se arată în descrierea spotului publicitar. Dincolo de aparențele pe care încearcă să le mențină, Joană se lăuda recent că a fost contactat de Marcel Ciolacu, care i-ar fi propus să candideze susținut de PSD. Și am avut discuții cu ei. Au venit la mine în birou. Dânșii au venit la mine să-mi propună să candidez independent susținut de PSD. De ce? Pentru un calcul foarte simplu. Pentru că voturile PSD la alegerile prezidențiale, unde vin 4 milioane de români în plus față de alegerile obișnuite, nu sunt suficiente ca să câștigi președinția României. Imediat după declarație, Marcel Ciolacu l-a ironizat pe Joană. După ce i-a cerut domnul Mircea Joană, am plecat și am sunat-o pe doamna Șoșoacă și i-am propus să fie premier. Numărul 2 din NATO pare să fi dat uitării candidatura la prezidențiale din partea PSD, care l-a făcut celebru. E o noapte frumoasă pentru democrația românească, este o victorie muncită. Mihaela, dragostea mea, mulțumesc!
De notorietate sunt și legăturile lui Mircea Joană cu oameni corupți. Cumnatul său, Ionuț Costea, se ascunde în Turcia pentru a scăpa de executarea pedepsei de 6 ani de închisoare. Statul are de recuperat de la el peste 3 milioane de lei și aproape 2 milioane de euro. La partajul cerut în instanță de soția sa, instanța a făcut și inventarul averii familiei Costea. Mai exact, este vorba de 3 apartamente cu 2 și 3 camere în Constanța, 2 apartamente în Năvodari, alte 4 în capitală, titluri de stat, dar și o casă și un teren în București, evaluate la aproape 750.000 de euro. Și câte bombardamente de acest fel vom mai avea până în septembrie? Să nu uitați unde a stat Joana cu chirie de la REA PPS pentru bordei cu pământ pe jos, când nu mai avea dreptul. Și l-au scos? Cu... Păi stătea la câteva case mai încoace de Nicolaescu. Stătea așa, la piața din piață, vis-a-vis de... Și stătea că nu mai avea dreptul la locuință de serviciu. De muzeul Cărnii din piața de urmă să fie sănătos. Stătea cum l-au stătea. Ba, dar pe o chirie de 2 lei, păi când alții așteaptă cu 5... În spatele televiziunii stătea. Exact. Dar hai să vorbim despre veșnicul candidat care, iată, deja aruncă spot electoral, Mario Dănețu. Pe Mircea Joană că va candida ba de la PSD, ba independent. Din ce știu eu, el nu a afirmat, sau poate în ultimele o lună, două a afirmat și n-am fost eu foarte atent, dar înainte de asta, din ce știu, nu a afirmat ferm că va candida. Nu s-a poziționat candidat la președinție. Poate acum s-a hotărât să candideze, nu știu. Oricum, din punctul meu de vedere, dacă e să fim corecți, e o diferență mare între Mircea Joană de acum și cel care a pierdut alegerile când a candidat, din toate punctele de vedere. Lămurește-ne, iluminează-ne, Mariu! Ce diferență? Mircea, eu cred că nu poți să lucrezi la NATO ca secretar general adjunct niște ani și să nu te maturizezi. Eu știu care e impactul pe care o slujbă de o astfel de anvergură l-are asupra ta ca om, asupra caracterului, Mario, asupra relațiilor pe care ți le faci. Iartă-mă! E un punct de vedere. Am să te contrazic și o să spun de ce. Te rog. Mircea Joană a candidat la președinție după ce a fost ambasadorul României în Statele Unite. Deci după nu ce venea... a fost ministru de externe. A fost ministru de externe. Deci iartă-mă, din punct de vedere diplomatic și din punct de vedere al cutumelor pe care ar fi trebuit să le știe, diplomatice și legate de viața politică și așa mai departe, era în vârf. Acum este, cum zic, zicea Florin Călinescu, ascute creioane la NATO. Exact cum ascutea unul la Banca Națională. Hai să fim serioși. Mircea Joană nu are nicio șansă. În primul rând, președintele are o vârstă, e de o vârstă cu mine. Deci nu te supăra. În momentul în care votezi un președinte care se duce încă 5 ani despre 70 și ceva de ani, mă îndoiesc că generația tânără îl va vota. Asta una la mână. Doi la mână. Nu are capacitatea de a dinamiza și de a electriza, pe care o are Iohannis, o are, așa cum vorbește. Electrizați fiind de acest clip electoral, doamnelor și domnilor, aș vrea să urmărim împreună o confirmare a ceea ce a spus realitatea de foarte mult timp vis-a-vis de mafia gunoaielor din județul Prahova. Vorbim de sute de milioane de euro. Lucru confirmat și de spusele noastre, materialele pe care noi le-am difuzat, dar ce să vezi, chiar și de investigația Recorder. Lovitură teribilă pentru mafia gunoaielor din Prahova. Procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești au deschis la mai multe locații ale operatorului de salubritate Solid Waste Operation, fosta companie Rosal. Procurorii au dovedit că cei care se ocupă de tratarea gunoaielor din Prahova au făcut evaziune fiscală și au îngropat gunoi extrem de periculos. După o anchetă de câteva luni, procurorii au reușit să demonstreze infracțiunea de îngropare de deșeuri pe terenul de la Târgușorul Vechi. Au fost arestați Cristina Dobre, Nistoroiu Vuță și Fane. Fane Căpățână. Vreau să raportez niște camioane care transportă gunoi. Oprește aia. Nu oprim, că suntem pe domeniul public. Aia, pe domeniul public. Păi de ce veniți ca bagabon și ca tâlhari? Nu ca tâlhari, ca jurnaliște. Lasă-i dracu de jurnalism. Ăsta-i deșeu menajer, acum arată. Avem informații că din această stație pleacă zilnic transporturi ilegale care duc gunoaiele pentru a fi îngropate. Așa că ne hotărâm să urmărim camionul. Urmărim acest camion să vedem unde descarcă. Tocmai l-am filmat încărcând de aici gunoi din stație.
Hai să vedem unde ajunge gunoiul ăsta până la urmă. După o jumătate de oră, camionul virează de pe un drum sătesc și se oprește pe un teren privat unde a fost montată și o barieră. Basculanta merge până într-o margine a proprietății, unde un escavator îl așteaptă lângă un morman de deșeuri deja format, semn că până la acest camion au mai fost sute de transporturi. Escavatorul e acolo pentru a pregăti terenul ca deșeurile să fie îngropate. Cu alte cuvinte, în loc să fie trecute printr-un proces de tratare, care durează și costă mai mult, gunoaiele sunt pur și simplu cărate pe câmp și ascunse sub pământ. Salut, salut! Bună ziua! Suntem jurnaliști la Recorder și vrem să știm de ce aruncați gunoi în câmp, de ce îngropați. Nu se aruncă gunoi în câmp, toată, e tot de acolo, e tot cuvoate, e regulă, nu se aruncă gunoi în câmp, dar nu-i gunoi. Dar ce? Gunoi tratat. Ce fel de gunoi tratat e ăsta că pute de la o poștă? Aia pute. Ce fel de gunoi e tratat e ăsta? Dumneavoastră, cine sunteți? Da, aveți voie să filmați? Da, suntem în spațiu public. Spațiu public aici? Aici, da. Și acolo? N-am intrat pe terenul dumneavoastră. Niște jurnaliști, dar Fane Căpățână, cel care s-a recomandat ca reprezentant al firmei Lifting Profesional, care gestionează activitatea de pe teren, ne invită să filmăm în spatele barierei pentru a ne demonstra că nu ei au aruncat prima dată gunoiul acolo, ci localnicii, cu mult timp înainte. Auziți, dar ce fel de deșeu e ăsta care ne afectează dacă sunt medicamente prin el? De unde să știu? Uitați, altă folie de medicamente. Ia uitați. Ia uitați. Medicamente. Uitați și aici, medicamente. Ăsta e deșeu menajer, acum arată. Cum? Arată deșeu menajer ăsta. Filmează-l. Uite de nacte. Se povara acestui apus și pe urmă vom fi foarte liberi sub cer. Se vor împuțina cei ce n-au și ne cer. Și abia într-un trist și departe târziu, când vom ști disperați vești ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând. Da, oameni buni, am revenit la ceea ce ne interesează foarte, foarte tare și anume faptul că există 5 milioane de oameni care așteaptă cu sufletul la gură luna septembrie. Sunt oameni care deja sunt în fibrilație și ne scriu pe adresa de e-mail pensia@realitatea.net și ne roagă să le recalculăm pensia. Această nouă lege a pensiilor se modifică aproape în fiecare zi, pentru că, sau dacă nu se modifică în fiecare zi, normele ne arată câteodată niște lucruri pe care vrem să vi le comunicăm. De exemplu, puteți ieși mai devreme și cu 15 ani la pensie. Despre ce este vorba ne spune colega mea Alexandra Nistorescu. Bun găsit! Bine v-am găsit, vorbim în primul rând despre condițiile speciale și deosebite de muncă, adică fostele grupe de muncă 1 și 2. Românii care lucrează în continuare în aceste condiții beneficiază de această reducere a vârstei de pensionare. Se pot pensiona mai devreme chiar și cu 13 ani sau cu 10 ani. Mai departe sunt oamenii care au lucrat în zonele de radiații 1 și 2, adică s-au expus unui risc foarte mare și aceștia se pot pensiona mai devreme cu 20 de ani sau cu 18 ani. Primesc în timpul activității o serie de punctaje și aceste punctaje sunt luate în calcul în momentul în care se pensionează. Dacă ne referim la persoanele cu dizabilități, aici vedem faptul că se pot pensiona cu 15 ani mai devreme cei care sunt încadrați în gradul de handicap grad și cu 10 ani mai devreme cei care sunt în handicap mediu. Știm că a fost semnat contractul pentru sistemul informatic, ceea ce înseamnă că se așteaptă ca această etapă de recalculare să înceapă de luna viitoare și până în luna august vor fi distribuite deciziile de recalculare, iar în acest fel oamenii vor vedea punctajul după noua formulă, iar în septembrie vor fi livrate noile pensii. Bine, cu noi în studio Doina Purcălabu, fost șef al casei de pensii. Bun găsit, mulțumesc, doamnă, bună pentru ziua. Disponibilitate. Nu se contrazice povestea asta cu pensionarea mai devreme, cu demnul din legea pensiilor nescris, până la urmă, de a rămâne cât mai mult în câmpul muncii?
În primul rând, trebuie spus că legea nu se modifică în fiecare zi și nici normele nu se modifică. Pentru am că greșit fi... eu, atunci aflăm în fiecare zi amănunte importante. Da, dumneavoastră ați intrat adânc în cuprinsul legii, ceea ce e foarte bine și ați găsit acele particularități care sunt tratate în mod expres. Și persoanele pot să-și identifice situația în care se află și pe care pot să o acceseze atunci când solicită dreptul la pensie. Acele reglementări privind reducerile de vârstă au fost și în vechea legislație. Ele sunt puțin modificate în ceea ce privește condițiile și numărul anilor de reducere a vârstei în cazul celor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale. În ceea ce privește persoanele cu un handicap, prevederile sunt preluate din vechea lege. Am înțeles. Doamna procuror, vă întrerup câteva zeci de secunde. Avem informații de ultimă oră. Breaking news, oameni buni. Avem așa. Vizita premierului Marcel Ciolacu în Qatar și avem și SRI-ul pe acolo. Ce caută și despre ce este vorba ne spune colega mea Anca Alexandrescu. Bun găsit, Anca! Bună ziua, Laurențiu, bună ziua invitaților tăi și telespectatorilor. Da, în Qatar nu a fost personajul pe care eu l-am publicat pe pagina de socializare, doar în Dubai a venit. Este vorba de domnul Marius Nica, absolvent al Academiei de Informații, director în SRI în acest moment. El a fost în mai multe formule de guvern, venit direct de pe băncile Academiei de Informații, pupilul domnului Eduard Celvic, pentru că atunci a fost preluat înapoi din guvern și readus în SRI. Un personaj foarte interesant despre care voi vorbi diseară la emisiune, însă el a fost surprins aseară la întâlnirile pe care le avea guvernul. M-am interesat să văd ce a căutat acolo și am aflat că prezența lui a fost împreună cu directorul de la Hidroelectrica, care vorbește despre dezvoltarea investițiilor la Hidroelectrica și mi s-a spus că e normal să fie SRI-ul acolo la o asemenea investiție și o asemenea dimensiune. Iar eu am spus în regulă și mie mi se pare normal, dar dacă toți sunt peste toți de la SRI, de ce nu se oprește vânzarea tuturor resurselor și prăduirea tuturor resurselor din România? Atunci ce să înțeleg? Că SRI-ul știe tot, dar nu acționează decât în anumite cazuri? Sunt niște întrebări pe care o să le ridic diseară și o să dau mai multe informații în emisiunea de la ora 21. Mulțumesc, Anca! Da, revenim, doamna Porcălabu. V-am întrerupt cumva fără să vă las să terminați ideea. Dar o să vin și să vă întreb lucruri, pentru că toate lucrurile care ne ajută sau îi ajută pe oameni să se pensioneze mai devreme depind și de niște adeverințe pe care oamenii trebuie să le scoată. Ori acum, ori ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să privim din două unghiuri legea pensiilor. Odată, în ceea ce privește persoanele care au calitatea de pensionar, care nu mai au în vedere ceea ce înseamnă reducerea vârstei de pensionare pentru că ei sunt pensionari și persoanele care urmează să se pensioneze. Despre aceste persoane putem pune în discuție acele articole care privesc reducerea vârstelor de pensionare. Ori în cazul lor, ei știu pentru că acele întreprinderi există sau au înscrisurile în carnetele de muncă. Mai mult decât atât, cu privire la încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale, lucrurile au fost prelungite foarte mult după 2007, când România practic ar fi trebuit să înceteze cu încadrarea locurilor de muncă în astfel de condiții, pentru că ar trebui să se investească în calitatea muncii, astfel încât oamenii să lucreze în condiții normale de muncă și să nu se vină cu măsuri compensatorii atunci când locul de muncă nu îi asigură sănătatea
la locul de muncă persoanei respective. Ori am ajuns în situația în care s-a intervenit de nenumărate ori pe acest subiect și foarte mulți români invocă faptul că au lucrat în condiții de muncă. Și atunci discuția și explicația pe care eu mă simt nevoită să o furnizez telespectatorilor noștri este aceea că persoanele care sunt pensionari în acest moment, cu privire la considerarea perioadelor lucrate în grupe de muncă, așa cum au fost ele definite diferit de-a lungul timpului, nu li se afectează punctajul calculat pentru perioadele din lucrate în grupe de muncă. Și acel punctaj va fi preluat în calcul atunci când se recalculează pensia. Iar pentru persoanele care urmează să se pensioneze, regula este aceea că pentru fiecare lună care este dovedită că a fost lucrată în condiții deosebite sau speciale, sau grupa 1 sau grupa 2 înainte de 2001, ele vor fi punctate în plus cu 0,25 puncte sau 0,5 puncte în funcție de tipul grupei de muncă. Și întrebarea pe care am primit-o și eu și aș vrea să furnizez un răspuns este aceea că atunci când vorbim de 0,5 puncte discutăm de punctajul acordat în luna respectivă, atunci când se calculează punctajul în lună, urmând ca apoi regula de calcul să fie preluată, pentru că mulți au înțeles că se acordă 0,5 puncte și se mulțește cu numărul lunilor respectiv al anilor. Se calculează punctajul adăugând la ce rezultă din contributivitate, adică prin raportarea salariului încasat, a veniturilor de natură salarială din luna respectivă la salariul mediu brut, respectiv câștig salarial mediu brut pe economie, rezultatul acela, la acel rezultat se adaugă 0,25, respectiv 0,5 puncte. Bun. Și atunci regula generală merge mai departe. Noi am prezentat pe ecran și o să-l mai dăm o dată un ordin al Casei Naționale de Pensii, doamna Porcăramu, vis-a-vis de costul adeverințelor pe care oamenii vor să le obțină, adeverințe care să le ateste, mă rog, sporuri al 13-lea salariu, bref, și grupele de muncă. Aceste costuri sunt uriașe și voiam să vă întreb dacă nu cumva aici, ca specialist, ar trebui o intervenție a statului, pentru că dacă adunăm toate sumele acestea și mulțim cu 10 ani, să ducă un pensionar minim să caute pentru 10 ani, o să ne dea undeva în jur de 4.000 de lei. Și nu știu dacă creșterea pensiei, cât mai are el de trăit. Am văzut calcule pe care le făceați într-o... Uitați-vă, e lângă dumneavoastră, deci e foarte mult, credeți-mă. Este foarte mult. Eu personal n-am știut de acel ordin decât după ce l-a fost publicat și mult mai târziu de acel moment și am fost și surprinsă de faptul că președintele Casei de Pensii și-a asumat această responsabilitate să stabilească niște tarife și să se implice în ceea ce înseamnă o entitate privată, care sunt costurile și pe care sunt tarifele față de care să se alinieze atunci când își exercită atribuțiile sale. Nu cred că era cazul să se intervină din perspectiva unei instituții care valorifică acele înscrisuri. Dar asta este o părere personală. Eu nu aș fi semnat un astfel de document. Dar este împovărător, pe de altă parte, sincer, trebuie spus că ele sunt detaliate pe tipuri de operațiuni. O persoană care își va solicita o astfel de adeverință va plăti în funcție de ceea ce va dori să... În funcție să-și... de operațiune. Dacă este cineva care vrea toate operațiunile acestea, l-au cocoșat. Da? În afară de tariful parte... administrativ de 101, celelalte tarife B1, B2, C1, C2, D1, D2, E, F și G, toate acestea le mulțești cu numărul de ani pentru care vrei sau faci solicitare și să ferească Dumnezeu. Dacă sunt, pe de altă sunt 10 parte, sau 15 ani, trebuie să scoți o grămadă de bani. Miza acestor venituri suplimentare în modificarea substanțială a pensiei nu este atât de mare, pentru că pensia nu poate fi majorată substanțial
pe baza unor venituri încasate în mod întâmplător, pentru că aici discutăm de acele sume care nu au fost încasate în asta mod. Asta și spuneam, dacă crește pensia cu, nu știu, să zicem 100 sau 150 de lei și omul dă 4.000 pe adeverință. Pentru că de foarte multe ori și din experiența mea anterioară, persoanele care în mod curent, pentru că până acum legislația nu prevedea luarea în calcul a veniturilor cu caracter întâmplător și au obținut în instanță câștig de cauză pentru considerarea acelor drepturi, când li se calcula pensia, așteptările erau foarte mari și pensia recalculată presupunea un plus de 10-15 lei, ceea ce era sub așteptările fiecare persoană. Tot despre așteptări vreau să discutăm în continuare cu poporul, cei care ne-au scris pe adresa de e-mail pensia@realitatea.net. Domnul Cuțitaru Valentin, bună ziua! Bună ziua, domnul Botin, să rămâne dumneavoastră, pentru că la bun, vă mulțumesc că m-ați sunat. Vă ascult. Vreau să vă spun, eu am 49 de ani vechime totală în muncă, din care 36 de ani lucrați în condiții normale de muncă și 9 ani în grupa a doua de muncă. Eu am lucrat, n-am beneficiat de reducerea aferentă grupei a doi de muncă și am lucrat până la 65 de ani. Întrebarea este câți ani mi se iau în calcul pentru punctele de stabilitate dacă n-am beneficiat de reducerea de grupă? Reducerea vârstei de pensionare ca urmare a perioadelor lucrate în grupă de muncă nu se punctează acum la considerarea punctelor de stabilitate. Punctele de stabilitate se calculează numai pentru anii calendaristici lucrați. Dacă la stagiul de cotizare din decizia dumneavoastră de pensie aveți acel stagiu care implică și surplusul de stagiu de cotizare ca urmare a grupei de muncă, acea adăugire nu este luată în considerare. Deci, atunci când calculăm punctele de stabilitate, ne raportăm ce avem în plus ca și an calendaristic efectiv lucrați mai mult decât 25. Și apoi, primii 5 ani cu 0,5 se mulțește, următorii 5 cu 0,75 și ce trece de 35 de ani cu încă un punct pentru fiecare an. Asta le știu din lege, dar întrebarea sau nedumerirea pleacă de aici. Dacă punctele de stabilitate se calculează pentru anii contributivi, iar eu n-am beneficiat de reducerea aferentă grupei 2, am lucrat mai departe, deci am contribuit. De ce nu se calculează, nu intră și ăștia în calcul? Păi anii aceia intră în calcul la determinarea punctajului pentru fiecare lună, pentru fiecare an. Ei se regăsesc ca și valori în punctaj. Nu intră în calcul ca și formă stimulativă de rămânere în activitate. Aceasta a fost filozofia introducerii punctelor de stabilitate. Dacă îmi dați voie, cu permisiunea noastră, eu nu am... Acum eu explic ce spune legea, care a fost rațiunea, care ar fi interpretările fiecărei persoane. Deci facem o discuție, dar legea așa spune. Deci înțeleg că chiar dacă am lucrat și am plătit încă 2 ani după vârsta de pensionare standard, nu mi se iau în considerație la... Și de stabilitate, nu. Am înțeles. Indicii cu de corecție vreau să întrebam. Înțeles că sunt indicii de corecție diferiți, unii au 1,07, unii 1,47. Întrebarea este ce influență au și cum afectează indicii de corecție noul sistem de recalculare? Păi, indicele de corecție își pierde valabilitatea începând cu luna septembrie, pentru că ne întoarcem la formula de dinaintea calculării punctajului mediu, adică plecând de la numărul total de puncte pe care dumneavoastră l-aveți înscris în decizie. Și atunci plecăm, acel număr total de puncte la care se vor adăuga punctele de stabilitate pentru anii lucrați peste numărul de 25, cum spuneam, ani calendaristici efectiv lucrați, și se înmulțește cu valoarea punctului de referință de 81 de lei, începând cu septembrie. Deci ei nu influențează practic noile calcule, indicii de corecție nu influențează noile calcule la pensie. Nu influențează, numai că se pierde efectul indicelui de corecție, pentru că acel indice de corecție a multiplicat punctajul determinat prin împărțirea la numărului total de puncte la stagiul complet de cotizare, multiplicarea cu acel indice de corecție, care în ultimii ani a fost substanțial, de 1,41, adică punctajul mediu a fost multiplicat cu 40%, 41%.
Am înțeles. Vreau să vă mai întreb. În perioada cât am fost salariat, am lucrat în paralel și la o altă instituție cu convenție sau contract individual de muncă înregistrat la ITM. Cum este considerată această perioadă în care am lucrat? Nu are legătură faptul că a fost înregistrat la ITM. Asta ține doar de legalitatea formei de fiscalizare a muncii. Dacă s-au plătit sau dacă s-au întocmit declarațiile nominale prin care s-au declarat salariile încasate la ANAF, acelea sunt sume care se adaugă atunci când se calculează punctajul în fiecare lună. Practic este valorificată perioada aceea doar ca și valori la determinarea bazei de calcul. Am înțeles. Nu au nicio legătură cu punctul de stabilitate. Nu, nu. Așa cum, de exemplu, și aici avem și directive europene, așa cum atunci când o persoană are un contract de muncă parțial, adică de 4 ore sau de 2 ore, pentru că legislația permite, și stagiul de cotizare este considerat ca și cum a avut o normă întreagă, așa și invers, când au fost mai multe locuri de muncă, nu se multiplică stagiul de cotizare, pentru că perioada fizică a fost aceeași. Se adaugă, în schimb, valorile încasate de dumneavoastră, ca și venituri salariale, atunci când se determină punctajul în fiecare lună, așa cum am mai explicat. Am înțeles. Deci nu se pierd contribuțiile pe care dumneavoastră le-ați plătit. Ele sunt valorificate. Bine. Mulțumesc, domnul Cuțitaru. Doamna Purcălabu, toată povestea asta cu punctele de stabilitate a inflamat și mai tare opinia publică. Acum, nu știu dacă e bine sau rău, părerile sunt pro sau contra vis-a-vis de aceste puncte de stabilitate. Ce cred eu, cred că în momentul în care oamenilor le promiți și le dai așa un orizont de așteptare, că se mărește pensia, îți dăm și puncte de stabilitate și nu știu ce, oamenii deja intră așa într-o nerăbdare de asta, domnule, vreau să știu eu puncte de stabilitate. Dar cred că cineva ar trebui foarte clar să explice condițiile. Vedeți, a avut 4 întrebări, domnul Cuțitaru, ca să înțeleagă exact. Pentru că sunt niște lucruri absolut ciudate. Uite, sunt foarte multe elemente tehnice în legea pensiilor. Pentru că discutăm ceva de o legislație a salarizării care se întinde pe foarte mulți ani, pentru că avem în vedere viața activă a persoanei. Și aici voiam să vă întreb, este o perioadă de asta de haiducie financiară până la urmă, dar și digitală, dacă putem spune așa. Este perioada aceea de prin anii 93, când au început să dispară unitățile alea mari, până în anii 2000, până în 2001, aprilie 2001, pentru că 2001. Iarăși, dacă îmi permiteți puțin o paranteză, tot ce se dorește a se justifica ca și venituri suplimentare, altele decât cele din carnetul de muncă, sunt cele de până la 1 aprilie 2001. Pentru că după acel moment, datele pe baza cărora se calculează pensiile sunt cele din evidențele care se află la Casa Națională de Pensii, preluate din declarațiile nominale, acelea pe care fiecare angajator este obligat să le depună lună de lună. Și știu că doare, dar aș vrea să le spuneți sau să le spun, dacă vreți să le spunem telespectatorilor împreună, că în cazul în care nu mai găsesc în arhive, că am în cașoare celuloza sau, mă rog, nu mai găsesc actele doveditoare, nu există nicio chestie legală prin care să dovedească. Ce a făcut statul? În perioada 2007-2009, toate carnetele de muncă au fost scanate și mai mult decât atât, legislația a fost și modificată în sensul că acele documente și acele formate electronice să aibă valoare juridică și ele să poată fi utilizate astfel încât o persoană care și-a pierdut carnetul de muncă, pentru că documentul de bază este reprezentat de carnetul de muncă pentru perioada de până la 1 aprilie 2001. Atunci să solicite din bazele de date de la casele de pensii carnetul de muncă. Problema delicată este pentru persoanele care nu au depus carnetul de muncă pentru scanare sau angajatorii care nu au transmis la casele de pensii acele carnete de muncă. Ori acele persoane, în general, sunt persoanele care au plecat din țară,
și la momentul respectiv nu mai aveau angajator sau angajatorul lor dispăruse, au plecat din țară și nu și-au luat carnetul de muncă sau nu mai știu unde e carnetul de muncă. Numărul lor este foarte mic, dar există și astfel de situații. Din nefericire. Ori, în cazul lor, problema este foarte complicată, pentru că odată cu desființarea, începând cu 2011, a carnetelor de muncă, nu mai este valabilă nici procedura de reconstituire a vechimii, da, ca și modalitate dreptate. Juridică. Corect. Adică suntem într-un cerc vicios, da, ca să spun așa. Învârtit. Și aș mai face o precizare, și care cred că este importantă. Deci nu are legătură revisalul cu ceea ce înseamnă date pentru calculul pensiei. Revisalul era ca o formă de înregistrare a prestării muncii, astfel încât să fie depistate persoanele care lucrează la negru, așa cum se spune în limbaj popular, iar din perspectiva pensiei, valabilitatea o reprezintă documentele, iar după 1 aprilie, depunerea de către angajator sau de către persoana angajată a celor declarații nominale. Și aici, legiuitorul a avut în vedere și posibilitatea ca angajatorul să nu-și achite acele obligații, ori legea spune ca sumele datorate, adică declarate, obligativitatea de a declara. Și după aceea statul se îndreaptă împotriva angajatorului care nu și-a achitat obligațiile privind cu data contribuției. Doamna Elena, bună ziua! Da, bună ziua, domnul Botin, bună ziua și dumneavoastră. La bună ziua, doamnă. Am ieșit în 2011 la pensie, la 59 de ani, dar eu am fost pensionată medical și am fost bolnavă mai înainte. Am 28 de ani și 2 luni și 4 zile. Am înțeles că am fost penalizată de domnul Boc. Asta vroiam să vă întreb atunci. Penalizată am venit din medical, am venit din pensionată medical. Acum pot să mi se recalculează, revin la normal ceva? Asta vreau să știu și eu. Pensiile de invaliditate se recalculează și se transformă din pensie de invaliditate în pensie la limită de vârstă, în situația în care persoana a îndeplinit vârsta prevăzută de lege. În cazul doamnei, acest lucru s-a întâmplat. Și atunci, dânsa trebuia să îi se schimbe tipul de pensie, din pensie de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă, ceea ce probabil că s-a întâmplat, pentru că legea a fost modificată astfel încât transformarea să nu se mai facă la cerere, cum era pe legislația mai veche, da, ci se face din oficiu, adică prin efectul legii. Ceea ce și-ar fi trebuit să primească o decizie în acest sens. Ceea ce se întâmplă în cazul pensionarilor beneficiari ai pensiei de invaliditate este că ei așteaptă ca atunci când pensia este schimbată din pensie de invaliditate în pensie la limită de vârstă, să crească pensia. Ori în unele situații nu se întâmplă acest lucru. De ce? Și mai ales în cazul persoanelor care, pentru perioada lucrată până la apariția invalidității, au avut salarii mici. Ori, în cazul acelor persoane, când apare invaliditatea, li se calculează un stagiu potențial pentru perioada pe care acea persoană ar avea-o ca și contributivă până la îndeplinirea vârstei standard. Ori venind cu acea și li se dă un punctaj artificial, să spun așa. Tocmai ca urmare a faptului că pensia de invaliditate ar fi fost foarte mică. Și atunci când ajunge, da, și atunci când ajunge la limită de vârstă, sumele acelea sunt foarte mici. Sunt curios. Doamna Elena, cât aveați pensie până la decizia finală, dacă ați primit decizia finală la limită de vârstă? La decizia, am luat pensie atunci 700 de lei era în 2011, 700 24. Nu, astăzi cât aveți pensia? Acum am 1.600.000. 1.600. Da, 1.600 de lei, da? Ați primit decizie, o altă decizie de la Casa de Pensii? Nu, n-am primit și de asta zic că la anii ăștia am muncit. Eu am 28 de ani muncit și 2 luni și 4 zile. La anii ăștia am muncit. Se recalculează și mie acum... Câți ani a stat în pensie de invaliditate, în starea asta de pensie? De boală am stat, cred că, din 1996 până în 2011.
Toate pensiile se recalculează, în sensul că se aplică noua formulă prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. Deci, din ultima decizie, dar pe care dânsa spune că nu are, situația dânsei, se înmulțește cu valoarea punctului de referință și dacă a lucrat efectiv 28 de ani, dacă în cei 28 de ani pe care ni spune nu sunt incluși anii de pensie de invaliditate, atunci mai primește și suplimentul pentru cei 3 ani peste 25. 3 dacă... ani ori 0,25 pe an? 0,5 pe an. 1,5 puncte. 1,5 puncte, deci vreo... 120 de lei de toți, cam atât, păi, doamnă. Cam pe acolo. 150. Cu drag, 150, uite. Bine, numai de aici, dar de văzut ce are în spatele numărului, exact, care e numărul total de puncte, exact, în spatele, deci, trebuie o decizie ca să... Puncte, vi spun eu acum, am punctaj realizat 2, 2, 6, 6, 8, 8, 8, 3, deci, 8. 22 de puncte, mai adăugați 1,5 puncte și mulțiți cu 81. Da, da. Bine, aia, aia va fi pensia. Până la pauză, ultimul telefon, doamna Nicolae Ancuța. Bună ziua! Bună ziua, Ancuța. Elisabeta mă numesc. Bună ziua, domnul și doamna Părcălaru. Aș avea o întrebare, adică poate două. Vă rog foarte frumos să-mi explicați, că, ca să fiu și eu liniștită. Indicele de corecție pe decizia mea de pensionare este 0,00 și indicele de corecție a intrat în vigoare cu legea 263 din 2010. Eu am intrat în pensie în limite de vârstă în 2018 și indicele mi-apare 0,00 și am o pensie de 1281 de lei și pensia mea nu se va ridica din septembrie, nu se mai ridica, nu mai știu. Sunt așa, parcă în dilemă, nu prea înțeleg. Totuși, am cotizat statului, deci 18 ani și câteva luni, fiindcă am fost în pensie de boală. Din 2005 am fost în pensie de boală. Valoarea punctului, deci total punctele realizate, am 14,98807. Dacă vă rog frumos, puteți să-mi spuneți, să-mi dați și mie ca să înțeleg o răspuns. Dumneavoastră, pensionându-vă înainte de pentru pensie de invaliditate înainte de 2011, nu ați beneficiat de indice de corecție. Probabil așa cum îmi citiți în decizie, numai că ulterior, undeva în, nu mai știu exact în ce an, 2018-2017, a fost o decizie a Curții Constituționale ca urmare a faptului că, într-adevăr, pensionarii de invaliditate, pensionați înainte de 1 ianuarie 2011, care... au trecut la limită de vârstă după 2011, când a intervenit indicele de corecție, nu li s-a aplicat acel indice de corecție. Dar, cum spuneam, decizia Curții Constituționale a venit ulterior și a spus că se reconsideră și, în cazul pensiilor de invaliditate și li se aplică indicele de corecție. Acum, nu știu dacă dumneavoastră ați primit și acest lucru s-a făcut din oficiu, dacă ați primit o decizie prin care v-a fost luat în calcul indicele de corecție. Acum, revenind la ceea ce veți primi dumneavoastră în septembrie, pensia dumneavoastră va fi determinată prin mulțirea acelui număr total de puncte pe care dumneavoastră l-ați identificat în mod corect, cu 81. Și, din păcate, având doar 18 ani de activitate, nu veți beneficia de puncte de stabilitate. Am înțeles, dar totuși atunci nici aveam dreptul de indice de corecție care trebuia să fie recalculat. La care v-a făcut 2000. Trecerea la limită de vârstă, nu, dar urmarea deciziei Curții de Constituționale, indicele de corecție s-a aplicat tuturor. Nu știu dacă ați și remarcat în pensiile încasate în ultima perioadă, dacă vi s-a modificat punctajul mediu de pe talon. Nu s-a modificat. Nu, deci am 1281, deci acum
Atâta, m-am intrat în pensie cu 534 de lei în anul 2018 și de atunci până acum am ajuns la 1281 de lei. Da, deci... dumneavoastră n-ați văzut, pentru că sunteți la nivelul pensiei minime și atunci n-ați văzut ce este în spatele pensiei minime pe care o încasați. Eu asta întreb, dacă dumneavoastră ați citit sau să urmăriți și dacă mai aveți toate mandatele de pensie, să vedeți exact punctajul mediu dacă a fost modificat. Pentru că dumneavoastră încasând pensia minimă, probabil pensia pe contributivitate este mai mică decât pensia minimă și atunci nu v-ați dat seama ca și valoare. Probabil trebuie. Și atunci din septembrie eu rămân tot așa cu pensia aceasta mică? Din septembrie rămâneți cu pensia calculată, mulțind numărul, cât a zis? 14 puncte, cât? Cam 15. Așa, mulțit cu 81. Pe 1200 și... Deci veți rămâne în continuare tot acolo. Vedeți, punctele de stabilitate au avut în vedere diferențierea în cazul persoanelor care sunt la pensia minimă și să le adauge, să facă o diferențiere între ei, astfel încât cei care au contribuit un număr semnificativ de ani să poată să perceapă o modificare a pensiei în sensul creșterii. O să revenim, oameni buni, o să mai avem doamna Purcălabu, doi telespectatori, cred, până după publicitate. Ideea este în felul următor. S-a creat un orizont de așteptare extrem de aprins. Vă spun, le spuneam tuturor invitaților mei că au ajuns și pe mine să mă oprească oamenii pe stradă să le calculez pensia. Eu sunt absolut în contradicție cu ce înseamnă aritmetică, matematică și asta, dar am învățat un lucru pe care aș vrea cumva să-l și diseminez și chiar am avea nevoie până la urmă de niște lămuriri suplimentare la nivel guvernamental. Faceți Dumnezeule o pagină de aia, nu știu, un site special, așa, că un IT-ist de ăsta bun ar putea face o chestie care... să calculeze dacă oamenii introduc într-un tabel. Și eu cred că este o modificare esențială a legislației pensiilor și dacă în aprilie 2001, atunci când am spunem noi, am introdus reforma sistemului de pensii, am beneficiat de o campanie de informare, o campanie de publicitate a ceea ce însemna reforma, acum, cred că și acum e ar fi necesar, fost nevoie eu cred de o campanie de, mult mai aplicată și pentru absolut. Tuturor. Și, dar aici, probabil că dacă aici ne aud cei discuții. Care sunt o să ne audă cu siguranță. Domeniului, noi ne facem datoria, revenim cu consultarea națională în câteva minute. Osta șefa casei de pensii, Doina Purcălabu, este cu noi, încearcă să lămurească niște lucruri și e bine să o facem, dar trebuie să te și pricepi, e o condiție esențială, iar doamna Purcălabu chiar se pricepe. Doamna Oltica, bună ziua! Bună ziua, domnule Laurențiu, dumneavoastră și invitațiilor. Vă felicit pentru emisiunea și specialiștilor, mulțumim pentru implicare în drepturile pensionarilor, precum și pentru explicațiile privind aplicarea legii 360 pe 2023 cu toate controversele ei. Eu n-am sunat pentru punctele de stabilitate pentru că știu să mi le calculez, am înțeles de la specialiști. Eu am niște întrebări punctuale. Respectiv, prin reglementare a fost o perioadă când contribuțiile la pensii erau limitate la 35 salarii medii pe economie. După un timp, această reglementare a fost eliminată. Care este problema mea? În acea perioadă eu am avut și venituri care au depășit cele 3 sau 5 salarii medii pe economie, iar contribuția mea a fost la nivelul veniturilor brute realizate și nu la cele plafonate. Atât contribuția mea cât și angajatorului. Pentru că am considerat discriminatoriu, în sensul că toate celelalte impozite, taxe, contribuții la sănătate, etc., erau plătite la veniturile brute, singura care era limitată era contribuția la pensii. Pentru acest motiv, am plătit la nivelul veniturilor brute realizate. Acest lucru se poate vedea și din declarația care se depune lunar la Casa de Pensii. Casa de Pensii nu mi-a restituit această sumă plătită peste plafon.
Fie mi s-a făcut calculul punctajului lunar la pensie, mi s-a luat în calcul veniturile plafonate și nu cele realizate. Întrebarea mea, prin noua lege se vor avea în vedere veniturile brute realizate pentru care s-au plătit contribuții sau rămân cele plafonate? Asta e prima întrebare. Da. Prin noua lege, acum întrebarea mea către dumneavoastră este, ați avut venituri care au depășit plafonul din, de la mai mulți angajatori, bănuiesc? Ați avut mai mulți angajatori, pentru că în mod normal aplicația informatică furnizată... Nu, am avut un singur angajator. Pentru că... Și acele contribuții au fost plătite la nivelul venitului brut realizat și nu la cel plafonat. Acest lucru se poate vedea din declarația aceea, 112, sau nu mai știu. Da, am înțeles. Acum, ce explicație pot eu să formulez în speța dumneavoastră? În mod normal, aplicațiile informatice și depunerea declarațiilor nu se puteau înregistra dacă nu se verificau acele chei. Astfel încât contribuțiile să fie calculate conform plafonării bazei. S-a întâmplat în primii ani de după 2001, până prin 2005-2006, când nu se putea verifica acest lucru în situația persoanelor care aveau mai mulți angajatori care se aflau în județe diferite. Și legislația a permis restituirea contribuțiilor pentru plătite peste plafonarea bazei. Hai să ajutăm, doamna Porcălabu, că nu mai avem asta, timp. Deci, în nu, situația asta, cum să mai fac o cerere? Nu, pentru că a trecut termenul de prescripție și de la Casa de Pensii probabil va primi același răspuns că nu poate să restituie decât să solicite la ANAF. La ANAF să solicitați restituirea contribuțiilor pentru că toate evidențele privind contribuțiile nu se mai află la Casa de Pensii. Vă certați cu ANAF-ul, doamna Oltica, din nefericire. Și n-am văzut pe nimeni să câștige acolo. Mulțumesc mult, doamna Porcălabu, și vouă, dragi telespectatori. O să avem imediat aici, la Realitatea Plus, Daytime News, Delia Vrânceanu. Bun găsit! Bună ziua, Laurențiu, doamnelor și domnilor! Explozia puternică a zguduit Craiova noaptea trecută. Un bloc a sărit în aer, iar deflagrația a ucis o persoană și a rănit alte trei. Structura clădirii a fost grav afectată și zeci de locatari au ajuns pe drumuri chiar înainte de Paște. De la ce a pornit totul, vedeți în doar câteva minute. De la ora 17 vă arătăm ce a lăsat în urmă furtuna Renata. La munte avem stradă de zăpadă de jumătate de metru, iar în restul țării a plouat puternic. Vremea rămâne instabilă în continuare. Ce ne așteaptă zilele următoare, când se încălzește, venim imediat cu prognoza actualizată. Vă prezentăm și înregistrările incendiare din ședința liberalilor, care nici ei nu-l mai vor pe Cătălin Cârstoiu. Asta după ce Marcel Ciolacu i-a dat ultimatum să clarifice situația incompatibilității. Ce mesaj le transmite medicul, căruia se pare că îi place în hainele de candidat? De ce nu renunță la candidatură? Venim imediat cu detalii din culisele negocierilor politice. De la Fix vă aștept cu acestea, dar și cu alte informații. Ora 17, Daytime News. Laurențiu, mulțumesc! Mulțumesc și eu, Delia. Mâine ne vedem în ediție specială de la ora 21, doamnelor și domnilor, să ne vedem cu bine.